Hans Christian Andersen, Creasa zăpezii. 7 povești în una. Întâia poveste despre o oglindă făcută cioburi. Așadar, să începem. Când vom ajunge la capătul poveștii, vom ști mai multe decât acum despre un vrăjitor pus pe rele. Ci că trăia odată un vrăjitor hain la suflet, precum diavolul. Și vrăjitorul acela a făcut o oglindă în care tot ce era bun și frumos se micșora până aproape că nu se vedea, în schimb tot ce era rău și urât se mărea foarte tare și părea și mai urât. Cele mai frumoase priveliști în această oglindă parcă erau fiertură de spanac, iar cei mai buni dintre oameni erau pocitanii sau stăteau cu capul în jos, despărțiți de corp, așa că vrăjitorul se bucura și râdea cu hohote de născocirea lui. Toți ucenicii de la școala sa de vrăjitorie, căci își făcuse una, povesteau peste tot despre oglindă ca despre o minunăție. Abia acum, ziceau ei, putem vedea lumea așa cum este. Și au pornit în toate părțile cu oglinda și în curând n-a mai rămas nicio țară, niciun om pe care să nu-i fi schimonosit oglinda. Într-o bună zi s-au gândit ei să urce cu ea în cer. S-au înălțat ei cât s-au înălțat, tot mai mult și, deodată, oglinda s-a strâmbat atât de rău încât le-a alunecat din mâini, a căzut pe pământ și s-a făcut țăndări. Dar acum, miile și milioanele de cioburi au pricinuit mai mult rău decât oglinda. Unele dintre ele, mici cât un fir de nisip, s-au împrăștiat peste tot și au intrat în ochii multor oameni și acolo au rămas. Cei cărora le intrau în ochi cioburile, acelea vedeau totul pe dos sau băgau de seamă numai ceea ce era urât, pentru că fiecare ciob păstra puterile malefice pe care le avusese oglinda întreagă. Unii oameni s-au trezit cu cioburi în inimă și asta era cel mai rău. Inima li s-a prefăcut deodată într-un sloi de gheață. Alte cioburi erau așa de mari încât ai fi putut să faci din ele geamuri, dar ferească Dumnezeu să te fi uitat la prietenii tăi cei mai buni prin geamurile acelea. Mai erau și cioburi care s-au făcut ochelari, numai că era vai de cei care purtau asemenea ochelari cu gândul să vadă lucrurile mai bine. Vrăjitorul râdea să-i plesnească burta de parcă l-ar fi gândit la cineva. Iar prin lume zburau încă multe cioburi, dar să vedem ce s-a întâmplat mai departe. A doua poveste despre un băiat și o fetiță. Într-un oraș mare, în care sunt atâtea case și atâția oameni încât n-au cu toții un loc șor pentru grădină și de aceea cei mai mulți trebuie să se mulțumească doar cu flori în glastre, trăiau doi copii sărmani care aveau o grădiniță puțin mai mare decât un ghiveci. Părinții lor locuiau în mansardele din două case învecinate. Acolo unde acoperișurile aproape că se uneau, pe sub streșin, trecea un șgheap de scurgere a apei și, cum ferestrele mansardelor în care locuiau cele două familii dădeau spre el, puteai să pășești dintr-o locuință în cealaltă. Fiecare familie avea acolo câte o ladă mare de lemn în care creșteau legume și trandafiri, câte unul în fiecare, înflorind frumos. Părinții s-au gândit să pună lăzile de-a curmezișul șgheaburilor, așa că acum acestea ajungeau de la o fereastră la alta ca două straturi. Mazărea se lăsă peste marginea lor în ghirlande verzi, iar trandafirii înrămau ferestrele și își împreunau rugii pe deasupra. Băiatul și fetița coborau câteodată pe acoperiș și se așezau pe două scăunele la umbra trandafirilor și aici se jucau de minune. Iarna, geamurile înghețau de tot, așa că petrecerea asta se termina. Dar copiii încălzeau pe sobă bănuți de aramă, îi lipeau pe geamurile înghețate și îndată apărea un cerculeț străveziu și prin fiecare se uita un ochi blând și iscoditor. De la ferestrele lui priveau afară doi copii, Kay și Gerda. Vara, făceau doar un pas ca să ajungă unul la celălalt, iarna însă trebuiau să coboare și să urce o mulțime de scări, iar afară vântul învârtejea zăpada. Roiesc albinele cele albe, spunea bunica. Au și ele regină? Întrebă băiatul, deoarece și știa că albinele adevărate au regină. Au, răspundea bunica. O găsești acolo unde e roiul mai des. E mai mare decât celelalte și niciodată nu stă multă vreme pe pământ. Întotdeauna și-a zborul către norii cei negri.
Adeseori noaptea trece în zbor pe străzile orașului și se uită pe fereastră în casele oamenilor și atunci geamurile se acoperă cu flori de gheață. Da, da, am văzut, spuneau copiii și erau convinși că era adevărul adevărat. Creasa zăpezii poate să vină și aici? A întrebat odată fetița. Să încerce numai, a spus băiatul. O pun pe plita sobei și se topește imediat. Bunica l-a mângâiat pe creșteci și a început să vorbească despre altceva. Seara, înainte de culcare, când era pe jumătate dezbrăcat, Kay s-a urcat pe scaunul de lângă fereastră și s-a uitat prin cerculețul de pe geam. Afară, fulgii de zăpadă dănțuiau prin aer. Unul dintre ei, mai mare, a căzut pe marginea lădiței cu flori și a început să crească și să tot crească până când s-a prefăcut într-o domniță îmbrăcată cu rochie albă, țesută parcă din mii și mii de steluțe de zăpadă. Era o făptură diafană, încântătoare, zămislită din gheață, dintr-o gheață sclipitoare, părea totuși o ființă vie. Ochii ei, scoditori, străluceau ca două stele și nu stăteau o clipă locului. A dat din cap și a făcut semn cu mâna către fereastră. Băiatul s-a speriat și a sărit jos de pe scaun pentru o clipă. I s-a părut că pe lângă geam a trecut în zbor o pasăre mare. A doua zi a fost senin și ger și după aceea a început dezghețul. A venit primăvara. Soarele strălucea, copacii au început să înverzească, rândunelele și-au împletit cuiburi sub streașină, ferestrele erau deschise vraiște și copiii ședeau iar în grădinița lor de sus. În vara aceea, trandafirii au înflorit ca niciodată. Copiii cântau, ținându-se de mână, sărutau florile și se uitau la cerul senin. Ce frumos e vara! Într-o zi, ei se uitau într-o carte cu animale și păsări. Orologiu din turnul orașului a bătut ora 5. Au! Țipă deodată Kay. M-am pus ceva în inimă și mi-a intrat ceva în ochi. Fetița l-a cuprins de după gât. Băiatul a clipit, dar în ochii lui nu se vedea nimic. Mi se pare că a ieșit, zise el. Dar nu ieșise nimic. Era de fapt un ciob mic din oglinda fermecată. Bietul Kay. Inima lui avea să se prefacă acum într-un sloi de gheață. Durerea îi trecuse, dar ciobul rămăsese înfipt în inimă. De ce plângi? O întrebă el pe fetiță. Nu mă doare deloc. Fuu, ce urâtă ești când plângi, zise apoi băiatul. Trandafirul ăsta e mâncat de viermi, iar celălalt e tare strâmb. Ce urât sunt trandafirii ăștia, ca și cutiile în care stau. Și-a dat cu piciorul în lada cu flori, rupând un trandafir. Ce faci? Strigă fetița. Dar el, când a văzut-o așa de speriată, a mai rupt un trandafir și a zbughit-o pe fereastră, în casă, lăsând-o pe biata Gherda singură. De atunci când fetița aducea cartea cu poze ca să se uite împreună la ea, el zicea că desenele sunt bune doar pentru niște sugari. Când bunica spunea o poveste, el se lega de fiecare cuvânt. Apoi a ajuns până într-acolo încât se furișa în spatele ei, imitându-i mersul, își punea ochelarii ei și o strâmba și toți râdeau. În scurtă vreme au ajuns să-și imite toți vecinii, bătându-și joc de ciudățeniile și de cusururile fiecăruia. Lumea zicea, ia te uită ce băiat isteț. Dar toate astea se întâmplau numai din pricina cioburilor de oglindă care intraseră în ochi și în inimă. Tot de aceea o necăjea și o mai muțărea până și pe drăguța Gherda, care îl iubea din toată inima. Jocurile lui erau acum cu totul altfel decât înainte, devenise mai chipzuite. Odată iarna, pe când ningea, el a luat o lupă mare, a întins poala paltonului să prindă niște fulgi și a spus: uită-te prin sticla asta, Gherda. Sub lupă, fiecare fulg părea mult mai mare și semăna cu o floare minunată sau cu o steluță în șase colțuri. Era foarte frumos. Vezi ce bine sunt făcute, zise Kay. Sunt mult mai frumoase decât florile adevărate. Nu au niciun cusur, sunt perfecte. Păcat numai că se topesc. Peste câteva zile, Kay a venit cu niște mânuși groase în mâini și cu o săniuță în spate și i-a strigat Gherdei în fugă. Mi-au dat voie să mă duc la săniuș în piața mare cu ceilalți băieți. În piață se dădeau cu Sania o mulțime de copii. Cei mai îndrăzneți își prindeau săniuța de câte o căruță cu lemne și mergeau așa o bucată de drum. Era minunat. În miezul forfotei, în piață, a apărut o sanie mare, albă. În sanie
și dea cineva un fofolit într-o blană albă și cu o căciulă de asemenea albă pe cap. Sania a înconjurat de două ori piața. Kay și-a prins iute săniuța de ea și a fost tras din urmă. Sania cea mare aluneca tot mai repede și mai repede, apoi a cotit pe o ulicioară. Vizitiul s-a întors și a făcut un semn prietenesc lui Kay, ca și cum l-ar fi cunoscut de când lumea. Băiatul a încercat de câteva ori să-și desprindă săniuța, dar cel care stătea în sanie îi tot făcea semn din cap, așa că a mers mai departe. Astfel, au ajuns la porțile orașului. Deodată a început să ningă atât de tare încât Kay nu-și mai vedea nici mâna dacă o întindea înainte. Dădu să dezlege funia cu care se legase de sania cea mare, dar săniuța parcă era lipită de ea și luneca mai departe ca vântul. Kay a început să strige, dar nimeni nu-l auzea. Ningea într-una și sania aluneca tot mai iute, afundându-se în nămeți. Sălta din când în când de parcă ar fi trecut peste garduri și peste șanțuri. Băiatul s-a speriat de moarte și a încercat să spună o rugăciune, dar nu și-a mintea niciuna. Fulgii cădeau tot mai mari și mai mari până au ajuns cât niște păsări mari, albe. Deodată, acestea s-au dat într-o parte. Sania cea mare s-a oprit și vizitivul s-a ridicat. Era o tânără înaltă și zveltă, strălucitor de albă, cu veșminte și căciulă de nea. Era Creasa Zăpezii. "Am ajuns cu bine," spuse ea. "Dar tu văd că ai înghețat bocnă. Vino lângă mine să te încălzești în blana mea de urs." L-a luat și l-a așezat pe băiat în sanie. L-a învelit cu blană și lui Kay s-a părut că se afundă într-un troian de zăpadă. Sărutarea ei era mai rece decât gheața și i-a pătruns până în adâncul trupului, până în inimă, care și așa era pe jumătate înghețată. O clipă a crezut că moare, dar numai o clipă, căci îndată după aceea s-a simțit mai bine. Nu-i mai era frig. "Săniuța mea, să nu uite săniuța mea," strigă el. Își aduse aminte de ea când o văzu prinsă pe spinarea uneia dintre păsările albe care îi urmau în zbor. Creasa Zăpezii îl sărută din nou pe Kay și el uită de Gherda, de bunica sa și de toți ceilalți de acasă. "Nu te mai sărut," i-a spus Creasa. "Dacă o mai fac, mori." Kay s-a uitat la ea. Era atât de frumoasă, nici nu-și putea închipui o față mai cuminte și mai drăgălașă. Acum nu i se mai părea făcută din gheață ca atunci când o văzuse pe fereastră făcându-i semn din cap. Nu se mai temea deloc de ea și i-a povestit că știe să calculeze în gând, ba chiar cu fracții, știe ce suprafață și câți locuitori are țara, iar ea tot zâmbea și nu spunea nimic. Și atunci s-a gândit că, într-adevăr, știe încă prea puțin. Apoi, Creasa Zăpezii l-a îmbrățișat și au zburat sus de tot, până la norii cei negri. Viscolul vuia și gemea de parcă ar fi cântat balade din vechime. Au trecut în zbor peste păduri și peste ape, peste mări și peste țări. De desubtul lor băteau vânturi reci, urlau lupii, sclipea zăpada, deasupra zburau ciori negre, care croncăneau prelung, iar sus, sus de tot, strălucea luna plină și caldă. Kay s-a uitat la lună întreaga noapte, iar în zori a adormit la picioarele Creasei Zăpezii. A treia poveste despre grădina femeii care știa să facă vrăji. Ce s-a întâmplat cu Gherda când Kay nu s-a mai întors? Și unde s-a dus el? Nimeni nu știa. Băieții povesteau numai că îl văzuseră cum își legase săniuța de o sanie mare, albă, care cotise apoi pe o ulicioară care ducea către porțile orașului. Au plâns mult după el, iar Gherda a plâns mai tare decât toți. În cele din urmă s-au gândit că băiatul murise, se necase în râu la marginea orașului. Zilele lungi de iarnă nu se mai sfârșeau, dar iată că a sosit și primăvara cu soarele cald. "Kay a murit," spunea Gherda. "Nu e adevărat," răspundeau razele de soare. "A murit," repeta iar rândunele lor. "Nu e adevărat," răspundeau și ele. În cele din urmă, Gherda le-a dat crezare. "Ia să-mi pun eu pantofiorii cei roșii pe care Kay nu i-a văzut," își spuse ea într-o dimineață, "și să mă duc la râu să-l întreb dacă știe el ceva." Era foarte devreme. Gherda a sărutat-o pe bunica adormită, a încălțat pantofiorii cei roșii și s-a dus la râu. "E adevărat că tu l-ai luat pe frățiorul meu de suflet?"
îl întrebă ea. Dacă mi-l dai înapoi, am să-ți dăruiesc pantofiorii mei roșii. Și fetiței îi se păru că valurile îi făceau niște semne ciudate. Atunci ea își scoase pantofiorii cei roșii, lucru cel mai de preț pe care îl avea, și îi aruncă în râu. Dar ei au căzut prea aproape și valurile i-au adus înapoi la mal. Ai fi zis că râul nu voia să ia ce avea ea mai scump, pentru că nu putea să îi înapoieze pe chei. Fetița a crezut însă că nu aruncase pantofiorii destul de departe și atunci a aruncat într-o barcă legată în stufăriș, a mers până la capătul ei cel mai îndepărtat și a aruncat de acolo pantofiorii în apă. Barca nu era bine legată și din cauza mișcărilor ei a început să se desprindă ușor de mal. Fetița încercă să se întoarcă la capătul celălalt și să sară pe mal, dar barca se depărtase binișor de acum și plutea la vale pe râu. Gherda s-a speriat grozav și a început să plângă și să strige, dar în afară de vrăbii nimeni nu i-a auzit strigătele. Acestea, din păcate, nu puteau să o tragă la mar și doar zburând de-a lungul râului și ciripeau de parcă ar fi vrut să o aline. Aici, aici suntem. Barca plutea tot mai departe. Gherda ședea nemișcată, numai în ciorapi. Pantofiorii ei cei roșii veneau în urma bărcii, dar nu puteau să o ajungă. Poate că râul mă va duce la chei, se gândi fetița și se înveseli dintr-o dată. Se ridică în picioare și privi îndelung cu o încântare spre malurile verzi. Și iată că barca a ajuns în dreptul unei livezi mari de vișini. În mijlocul ei se înălța o căsuță cu niște ferestre ciudate, roșii azurii și cu acoperiș de paie. La poartă stăteau de pază doi soldați de lemn care îi salutau pe toți cei care treceau pe acolo. Gherda a strigat la ei crezând că-s vii, dar ei, bineînțeles, nu i-au răspuns. Barca s-a apropiat și mai mult, a ajuns chiar lângă mal și fetița a strigat și mai tare. Atunci, din căsuța a ieșit o bătrână gârbovită de ani, sprijinindu-se într-o cârșă. Purta o pălărie mare de soare pictată cu flori minunate. Sărăcuța de tine, spuse ea. Cum te-ai pornit tu pe o apă așa de mare în lumea largă? Și bătrâna se apropie de apă, agăță barca Gherdei cu cârja, o trase la mal și o ajută pe fetiță să coboare. Fetița era nespus de bucuroasă că ajunsese iar pe uscat, dar se și temea puțin de bătrâna asta necunoscută. Acum să-mi spui cine ești și cum ai ajuns aici? Gherda a început să-i povestească despre toate. Bătrâna dădea doar din cap și zicea, Când isprăvi de povestit, fetița o întrebă dacă nu cumva îl văzuse pe chei. Bătrâna îi răspunse că nu trecuse pe acolo, dar care să vină el, n-are de ce să fie tristă. Mai bine să guste din vișine și să se uite la florile din grădină. Sunt mai frumoase decât pozele din orice carte și toate știu să spună povești. Și bătrâna o luă pe Gherda de mână, o duse în casă și încuie ușa cu cheia. Ferestrele erau foarte înalte, cu geamuri colorate, roșii, albastre și galbene, odaia fiind învăluită într-o lumină ciudată, trandafirie. Pe masă se afla un coșuleț cu vișine gustoase și Gherda s-a așezat și a mâncat după pofta inimii. În timp ce mânca, bătrâna a pieptănat-o cu un pieptene de aur. Părul i s-a răsucit în cârlion și a căpătat o strălucire aurie, iar obrajii s-au rumenit ca trandafirul. De mult îmi doream eu o fetiță așa de drăgălașă, zise bătrâna. Hai să vezi ce bine vom trăi noi împreună. Și tot pieptăna buclele aurii și, cu cât o pieptăna mai tare, cu atât Gherda uita de frățiorul ei de suflet, căci baba știa să facă vrăji. Nu era o vrăjitoare rea și făcea farmece numai așa ca să-i treacă vremea. Acum însă, tare ar fi vrut ca Gherda să rămână la dânsa. Așa că s-a dus în grădină, a atins cu cârșa trandafirii, și toți, așa înfloriți cum erau, au intrat adânc în pământ, de n-a mai rămas nici urmă de ei. Bătrâna se temea că, la vederea lor, fetița își va aminti de trandafirii ei de acasă și atunci se va gândi la chei și va pleca, lăsând-o iarăși singură. Apoi bătrâna a dus-o pe Gherda în grădină. Găsea aici flori de toate soiurile și din toate anotimpurile, care răspundeau o mireasmă îmbătătoare. În toată lumea n-ai fi găsit o carte cu poze mai pline de culoare și mai frumoase. Gherda a sărit în sus de bucurie și s-a jucat printre flori până când soarele a apus după vișini. Atunci s-a culcat într-un pat minunat cu perne de mătase roșie brodată cu violete albastrele. Fetița a dormit și a visat tot vise frumoase ca o prințesă în ziua nunții sale. A doua zi, Gherda iar s-a jucat cât i-a poftit inima în grădina cu flori scăldate de soare. Așa au trecut mai multe zile.
Gherda știa acum fiecare floare. Și oricât de multe ar fi fost, i se părea totuși că una lipsește. Dar care anume? Și iată că, odată, ea s-a uitat mai bine la pălăria de soare pictată cu flori pe care o purta bătrâna. Cea mai frumoasă floare era chiar trandafirul. Bătrâna uitase să-l șteargă atunci când izgonise trandafirii adevărați din grădină. Așa pățești la bătrânețe, când devii uituc. Cum? Aici nu este niciun trandafir? Se miră Gherda și porni îndată să-i caute printre straturi. A căutat cât a căutat, dar n-a găsit niciun trandafir. Atunci s-a așezat jos și a început să plângă. Lacrimile ei calde au căzut chiar pe locul unde creștea înainte o tufă de trandafir și au umezit țărâna. Tufa a ieșit îndată la suprafață, tot așa înflorită cum fusese. Gherda a îmbrățișat trandafirul, i-a sărutat florile și și-a amintit de îndată de minunații trandafiri care înfloreau la ea acasă și la chei. Cum de-am zăbovit atât? Se voită ea. Doar pornisem să-l caut pe chei. Voi știți unde este? Întrebă ea trandafirii. Credeți că a murit? N-a murit, îi răspunseră florile. Noi am fost în pământ, unde sunt toți morții, dar chei nu era printre ei. Vă mulțumesc, zise Gherda și se îndreptă spre celelalte flori. Se uită în potirele lor și întrebă, nu știți unde-i chei? Dar florile se desfătau la soare și fiecare se gândea numai la propria ei plăcere. Niciuna nu știa nimic despre chei. Gherda se apropie de păpădia care strălucea în iarba cea verde. Micuțule soare, zise fetița, spune-mi, nu știi cumva unde să-mi găsesc eu frățiorul de suflet? Păpădia străluci și mai tare și se uită cu drag la fetiță. Începu să-i depene o poveste, dar nu pomeni nimic despre chei. Într-o zi de primăvară, soarele încălzea și lumina prietenos curtea. Razele lui lunecau pe peretele alb al casei vecinei și, chiar lângă zid, dintre firele verzi de iarbă au răsărit primele floricele galbene scânteind aurii. În curte a ieșit să se încălzească la soare o bătrânică și iată venind în vizită pe nepoțica ei. Bătrânica o sărută drăgăstos, sărutarea ei e mai scumpă ca aurul, căci vine din inimă. Buzele sunt aurite și inima-i de aur și cerul tot de aur e în ceasul dimineții. Și asta-i tot, spuse păpădia. Biata mea bunicuță, oftă Gherda, se vede că e dor de mine. Stă și plânge, cred, jelindu-mă, ca și pe chei. Dar am să mă întorc de grabă și am să-l aduc și pe chei cu mine. Degeaba mai întreb florile, de la ele n-am să aflu nimic, căci știu doar poveștile și cântecele lor, zise Gherda și o luă la fugă spre fundul grădinii. Portița era închisă, dar ea a tras de zăvorul ruginit până când acesta s-a urnit din loc. Portița s-a deschis și fetița a pornit-o la fugă pe drum, așa de sculță cum era. S-a uitat de câteva ori înapoi, dar nu venea nimeni după ea. De la o vreme a obosit și s-a așezat pe o piatră. Când s-a uitat în jur, și-a dat seama că vara trecuse. Era toamnă târzie. În grădina babei, în care mereu străluceau soarele și florile, în toate anotimpurile nu puteai să-ți dai seama cum trece vremea. Doamne, cât am zăbovit! Uite că-i toamnă! Nu mai am timp de odihnă! Își zise și porni la drum. Vai, bietele ei piciorușe erau obosite și era frig și umed. Frunzele alungite ale sălcilor se îngălbeniseră, bruma se așeza pe ele și picături mari lunecau pe pământ. Doar porumbalul era plin de poame acre. Tristă și mohorâtă părea lumea. A patra poveste, despre un prinț și o prințesă. Gherda a trebuit iar să stea să se odihnească. Pe zăpadă, chiar în fața ei, țopăia un corb uriaș. Corbul s-a uitat la ea lung, a dat din cap și a spus, cra, cra, bună ziua! Nu prea putea să vorbească în limba oamenilor, dar se vede că îi dorea binele fetei și a întrebat-o încotro se ducea așa singură. Cuvântul singură, Gherda l-a înțeles de minune și a priceput pe dată ce voia să spună. După ce i-a povestit corbului toată viața ei, fetița l-a întrebat dacă nu-l văzuse pe chei. Corbul a dat gânditor din cap și a spus, s-ar putea? Cum, adevărat? Întrebă fetița și mai să-l înnăbușe pe corb cu sărutările ei. Mai încet, mai încet, zise el. Cred că era chei, dar sigur te-a uitat acum lângă prințesa lui. Stă la o prințesă? Întrebă Gherda. Ascultă ce-ți spun, zise corbul. Numai că mi-e foarte greu să vorbesc pe limba voastră,
Dacă ai ști și tu graiul corbilor, ți-aș povesti mult mai ușor. Nu, n-am învățat așa ceva, spuse Gherda. E, nu face nimic, zise corbul. Am să-ți povestesc și eu cum o-i putea. Și i-a povestit tot ce știa. În împărăția unde ne aflăm, acum, trăiește o prințesă așa de isteață cum nu se mai găsește alta. A citit toate ziarele din lume și a uitat tot ce era scris acolo. Iată cât e de deșteaptă. Odată ședea ea pe tron și ăsta nu e un lucru prea plăcut, după cum spun oamenii, și cânta un cântecel. De ce nu m-aș mărita? Chiar așa, s-a gândit ea, ia să încerc. Dar voia să ia de soț un bărbat care să știe să răspundă la toate întrebările, nu doar să-și dea aere de mare cunoscător. Și iată că a pus să se bată toba și să adune toate doamnele de la curte să le spună voia ei. Toate au fost foarte mulțumite și au zis, ca să vezi, și noi ne-am gândit la asta. Să știi că tot ce-ți spun e adevărat, adevărat, adăugă corbul, am o logodnică la curte, e cioară domnească, de la ea am aflat totul. A doua zi, toate ziarele au apărut încadrate de un chenar din inimioare și cu monograma prințesei în el. Scrie acolo că orice tânăr plăcut la înfățișare poate să vină la palat și să stea de vorbă cu prințesa. Pe acela care se va purta liber, de parcă ar fi acasă la el și va vorbi cel mai bine, prințesa îl va lua de soț. Da, da, a spus corbul, chiar așa a fost. Oamenii au dat buzna la palat, a fost o înghesuială nemai văzută, dar nici în prima, nici în a doua zi n-a fost ales nimeni. Afară, toți vorbeau minunat, dar de îndată ce treceau pragul palatului și vedeau garda îmbrăcată în zale și argint și slujitorii în livrele cu fir de aur pășind prin sălile uriașe luminate ca ziua, se zăpăceau. Și când se apropiau de tronul pe care stătea prințesa, nu făceau nimic decât să repete ultimile ei cuvinte și prințesei nu-i plăcea deloc asta. Parcă le lua cineva mințile. Abia când ieșeau pe poartă și recăpătau darul vorbirii. De la porțile palatului până la ușa sălii tronului se întindea un șir lung, lung de oameni. Am fost eu însumi acolo și am văzut. Și Chei? Întrebă Gherda. A venit și el să-și încerce norocul? Stai puțin, că-ți spun. A treia zi a venit un tinerel, dar nu în caleașcă, nici călare, ci pe jos și a intrat direct în palat. Ochii îi străluceau ca și ai tăi. Avea părul lung, dar era îmbrăcat sărăcăcios. Chei era, se bucură Gherda. L-am găsit, bătuia din palme. Avea o desagă în spate, continuă corbul. Da, trebuie să fi fost săniuța lui, spuse Gherda. A plecat de acasă cu săniuța. Se prea poate, zise corbul. Nu m-am uitat bine. Și logodnica mea mi-a povestit că atunci când a intrat pe porțile palatului și a văzut garda în zale de argint și pe scări slujitorii în livrele cu fire de aur, el nu s-a fustăcit deloc. A dat din cap și a spus, cred că e destul de plicticos să stai aici pe scări. Mai bine să intru. Sările palatului străluceau de lumină. Curtenii umblau desculți, ducând dulcioare de aur. Nici că se putea ceva mai solemn. Cizmele lui scârțâiau grozav, dar el nici nu se închisea de asta. El trebuie să fie Chei, exclamă Gherda. Avea cizme noi și scârțâiau când venea la bunica, l-am auzit eu. Da, scârțâiau, spuse corbul, iar el s-a dus direct la prințesă. Ea ședea pe un mărgăritar mare cât roata carului. În jur stăteau în picioare doamnele de la palat împreună cu slujitoarele lor și cu slujitoarele slujitoarelor lor, toți curtenii cu valeții lor, cu servitorii valeților, cu slugile servitorilor valeților. Cu cât erau mai aproape de ușă, cu atât creștea și trufia lor. Până și băiatul ușierului, care stătea mereu în fața porții, era așa de mândru că nu-i ajungeai cu prăjina la nas. Trebuie să fi fost groaznic, zise Gherda. Și Chei a cucerit-o pe prințesă și s-a însurat cu ea? Te n-aș fi corb, m-aș fi însurat și eu cu ea, chiar dacă sunt logodit. Băiatul a vorbit la fel de bine cum vorbesc eu în limba mea păsărească. Cel puțin așa zice logodnica mea. Era drăguț și vesel și zicea că nu venise să o pețească, ci doar ca să-i asculte vorba înțeleaptă. Dar după aceea și prințesa l-a privit cu drag. Da, era Chei, zise Gherda. E atât de deștept încât știe să calculeze în gând chiar și cu fracții. Ahtumă repede la palat. Ușor de zis, spuse corbul, dar cum să te duc? Stai puțin. Am să vorbesc cu logodnica mea. Trebuie să-i vină ei o idee, să ne dea un sfat. Crezi tu că o fetiță ca tine va fi primită la palat?
Au să mă primească, zise Gherda. Când Kay o să afle că sunt acolo, o să vină imediat să mă ia la el. Așteaptă-mă aici lângă gard, zise corbul, apoi clătină gânditor din cap și-și luă zborul. S-a întors abia în faptul serii. Cra, cra! Logodnica mea îți transmite plecăciuni și uite, chifla asta a luat-o de la bucătărie. Sunt o grămadă acolo. Ia-o, pe seme că ești flămândă. În palat nu ai cum să intri, ești desculță, iar garda în zale de argint și valeții îmbrăcați în livrele cu fir de aur n-au să te lase. Nu plânge, o să ne descurcăm noi cumva. Logodnica mea știe o scară dosnică ce duce drept spre atacul prințesei și va lua cheia. Și așa, cei doi au intrat în grădina palatului, pe aleea cea mare, pe care se așternau frunzele veștede și când luminițele de la palat s-au stins una după alta, corbul a însuțit-o pe fetiță la ușa din spate care era întredeschisă. Ah, cum îi mai bătea inima bietei Gherda! De parcă era pe cale să facă ceva rău, iar ea voia doar să afle dacă prietenul ei era acolo. El trebuia să fie. Gherda îi vedea în gând ochii ageri și părul negru, își amintea de zâmbetul lui dulce când ședeau alături la umbra trandafirilor. Kay se va bucura, desigur, când o să o vadă și când o să audă ce drum lung a străbătut de dragul lui și cât au plâns cei de acasă când el nu s-a mai întors. Ah, Gherda era copleșită de spaimă, dar totodată și de bucurie. Au ajuns la capătul scărilor. Pe un scrin pâlpâia o lămpiță, iar jos, pe podele, ședea o cioară domnească și privea îngrijorată în toate părțile. Gherda făcu o plecăciune cum învățase bunica ei. Logodnicul meu mi-a vorbit tare frumos despre tine, drăguță domnișoară, grăicioară, și povestea vieții tale este atât de tulburătoare. Hai, ia lampa, iar eu am să merg în față să-ți arăt drumul. Nu o să fim văzuți aici de nimeni. Mi se pare că vine cineva în urma noastră, zise Gherda și, chiar atunci, cu un foșnet ușor, trecură în goană pe lângă ea niște umbre. Cai cu picioare zvelte și coame fluturând care duceau în spate vânători, doamne și domnițe. Astea sunt doar vise, zise cioara, cu atât mai bine, căci ai să-i poți vedea pe toți dormind fiecare în patul său. De grabă au ajuns în prima încăpere cu pereții acoperiți de mătase purpurie brodată cu flori. Pe lângă Gherda, iar au trecut val vârtej visele, dar atât de iute încât n-a mai apucat să-i deslușească pe călăreți. Celelalte odăi erau care mai de care mai frumoase. Gherda era încântată de atâta splendoare. Apoi au ajuns în iatac. Tavanul semăna cu un palmier uriaș cu frunze de cristal, iar în mijloc atârnau de un lujer de aur două paturi în formă de crin. Unul era alb și în el dormea prințesa, celălalt era roșu și în el Gherda spera să-l vadă pe Kay. A dat ușor la o parte o petală purpurie și a văzut înăuntru o ceafă cu părul auriu. Era Kay. Atunci l-a strigat cu voce tare pe nume și s-a apropiat cu lampa de fața lui. Visele s-au întors în goană în odaie și prințul s-a trezit și a întors capul. Ah, nu era Kay. Prințul semăna cu Kay numai de la spate. Era la fel de tânăr și de chipeș. Din crinul cel alb se iții și prințesa și întrebă surprinsă ce se întâmplă. Gherda început să plângă și îi depână toată povestea ei, ba îi spuse și cum o ajutaseră corbul și cioara. Sărăcuța de tine, rostiră prințul și prințesa. Apoi lăudară corbul și cioara. Le-au spus chiar că nu sunt supărați deloc pe ei, doar să nu mai facă altădată așa ceva. Apoi au vrut să-i răsplătească. Vreți să fiți păsări libere? Întrebă prințesa. Sau vreți să rămâneți la slujbă în curtea domnească și să vă hrăniți cu ce rămâne la bucătărie? Corbul și cioara au făcut plecăciuni și i-au rugat să-i lase la palat, căci, ziceau ei, ar fi bine să aibă nădejde la o bucată de pâine la bătrânețe. Prințul s-a sculat și i-a îngăduit Gherdei să doarmă în patul lui, căci mai mult de atât nu putea face nici el. Gherda și-a încrucișat brațele și s-a gândit, ce bune ființe am întâlnit. Apoi a închis ochii și a dormit pe dată. Visele s-au întors iar în atac și acum îl aduceau cu o săniuță pe Kay care îi făcea semn din cap. Dar fai, era numai un vis care s-a risipit de îndată ce fetița s-a trezit. A doua zi, Gherda a fost îmbrăcată din cap până în picioare în mătăsuri și catifea, i s-a dat voie să rămână la palat oricât voia. Ar fi putut să trăiască aici fără griji, dar ea a zăbovit doar câteva zile, apoi a rugat să-i se dea o caleașcă trasă de cai și o pereche de ghetuțe pentru că voia să plece iar în lumea largă să-l caute pe frățiorul ei de suflet.
i-au dat încălțări, un manșon și o rochie minunată, iar când și-au luat rămas bun de la toți, la poartă a sosit o caleașcă din aur curat, cu blazoanele prin ciare, strălucind ca niște stele, servitorii și vizitivul aveau pe cap coronițe de aur. Prințul și prințesa au ajutat-o pe Gherta să urce în caleașcă și i-au urat drum bun. Corbul din pădure, care acum era însurat, a însoțit-o o bună bucată de drum, așezat lângă ea în caleașcă, fiindcă nu-i plăcea să călătorească stând în spate la cai. Cioara de la curte ședea lângă ușă, bătând din aripi. Nu putea să o însoțească pe Gherda, deoarece suferea de dureri de cap de când devenise slujnică la bucătărie și mânca peste măsură. Caleașca era încărcată cu colăcei pudrați cu zahăr, iar lada de sub scaun era plină cu fructe și covrigi. Drum bun, drum bun, strigau prințul și prințesa. Pe Gherda au năpătit-o lacrimile și cioara a plâns de asemenea. După ce au mers așa o vreme, corbul și-a luat și el rămas bun. Asta a fost cea mai grea despărțire. Pasărea a zburat în vârful unui copac, bătând din aripile sale negre, până când caleașca strălucitoare ca un soare auriu a dispărut în depărtare. A cincea poveste, despre fetița unei tâlhăroaice. Și iată că au intrat într-o pădure întunecoasă, în care își făceau mendrele niște tâlhari. Caleașca strălucitoare era tot ce își puteau dori. E din aur, au strigat ei apucând cai de dârlogi. I-au ucis pe vizitiu și pe servitori și au scos-o pe Gherda din caleașcă. E frumoșică și durdulie, se vede că a fost hrănită numai cu miez de nucă, zise o tâlhăroaică bătrână cu barba lungă și aspră și cu sprincenele stufoase. Arată ca un miel îndopat, tare gustoasă trebuie să mai fie. Și a scos un cuțit cu lama ascuțită lucitoare. Au, țipăia deodată, o mușcase de ureche fiică-sa, care îi sărise în spate, o fată grozav de obraznică și de încăpățânată. Alintătură rea, o certă mama și uită să o ucidă pe Gherda. Vreau să se joace cu mine, spuse fetița tâlhăroaicei, să-mi dea mie manșonul și rochița ei frumoasă și apoi să doarmă în patul meu. Și fetița o mușcă iar pe mamă sa atât de tare încât baba sări în sus și se învârti de durere. Ceilalți tâlhari începură să râdă. Ia uite-o ce mai dănțuie cu fiică sa în spinare. Vreau să mă sui în caleașcă, zise fetița tâlhăroaicei și o ținu una și bună, căci era tare răsfățată și îndărătnică. Urca apoi împreună cu Gherda în caleașcă și porniră în goană peste hopuri și bolovani prin desișul pădurii. Era la fel de înaltă ca Gherda, dar mai voinică, mai lată în umeri și mult mai oacheșă. Avea ochii negri ca tăciunele, parcă ușor triști. A îmbrățișat-o pe Gherda și i-a spus, n-o să te omoare nimeni atâta vreme cât n-o să mă supăr pe tine. Ești o mică prințesă, nu-i așa? Nu, răspunse Gherda și îi povesti tot ce îi se întâmplase și cât de mult îl iubea ea pe Chei. Fetița tâlhăroaicei o privi cu luare aminte, dădu din cap și spuse, nu o să te omoare nimeni, nici dacă mă supăr pe tine, doar să fiu untoane prea rele. Șterse lacrimile de pe obrajii Gherdei și își vârâ mâinile în manșonul ei cald și moale. Deodată, caleașca se opri, intraseră în curtea conacului tâlharilor. Pereții erau crăpați de sus până jos și prin găuri zburau corbi și ciori, iar niște buldoci uriași, gata parcă să sfâșie pe cineva, rânjeau amenințător, dar fără să latre, fiindcă n-aveau voie. În sala cea mare, cu pereții pe jumătate ruinați și acoperiți de funigine, în centru, pe partoseala de piatră, ardea un foc. Fumul se ridica spre tavan, căutând o spărtură prin care să iasă afară. Pe foc era un ceaun uriaș cu supă, iar la frigare se perpeleau niște iepuri. La noapte o să dormi împreună cu mine aici, lângă păsări, îi spuse fata tâlhăroaicei. După ce au mâncat, fetițele s-au dus într-un colț al odăii, unde erau întinse niște rogojini din paie, deasupra, pe grinzile de lemn, moțăiau vreo 100 de porumbei, însă la sosirea fetelor se treziră. Sunt ai mei, zise fata tâlhăroaicei și prinse de piciorușe un porumbel. Îl ținu așa până când pasărea a început să bată din aripi. Sărută-l, îi porunci Gherdei, întinzându-i porumbelul. Cei de acolo sunt porumbei gulerați de pădure, continuă, arătând spre doi porumbei care ședeau într-o spărtură de perete, după niște nuiele împletite. Trebuie ținuți închiși, altfel o șterg de aici cât ai clipi, iar acesta este Bebe. Și fetița apucă de coarne un ren priponit de perete cu un căpăstru strălucitor de aramă. Și pe el trebuie să-l țin legat, altfel își ia tălpășița. În fiecare seară îi mângâi grumazul cu cuțitul meu ascuțit, iar lui îi sare inima din piept de frică.
Spunând acestea, fata tâlhăroacei a scos dintr-o crăpătură în perete un cuțit lung și a trecut ușurel peste gâtul renului. Bietul animal a dat din copite, iar fata tâlhăroacei a izbucnit în râs și a tras-o pe Gherda nașternut. Ții cuțitul lângă tine chiar și atunci când dormi? O întrebă Gherda uitându-se înfricoșată la lama tăioasă. Întotdeauna dorm cu cuțitul, răspunse fata tâlhăroacei. Nu știi niciodată ce ți se poate întâmpla, dar acum, mai bine, povestește-mi încă o dată despre chei și de ce ai pornit să-l cauți în lumea mare. Gherda îi istorisi totul, în vreme ce porumbeii sălbatici, închiși în spărtura din perete, gângureau încet, iar ceilalți porumbei dormeau. Fata tâlhăroacei o prinse de după gât pe Gherda cu o mână, ținând în cealaltă mână cuțitul și curând începu să sfărâie. Gherda însă n-a vrut să închidă un ochi, nu știa nici măcar dacă va rămâne în viață sau va fi ucisă. Deodată, porumbeii sălbatici au început să gângurească. Ugu-gu, ugu-gu, l-am văzut pe chei. O pasăre albă îi ducea săniuța în spate, iar el ședea în sania crăiesei zăpezii. Au trecut deasupra pădurii, pe când noi eram încă pui și stăteam în cuib. Sania a lovit cuibul și toți au murit în afară de noi doi. Ugu-gu, ugu-gu. Ce tot cânguriți acolo? Întrebă Gherda. Și încotro se ducea creasa zăpezii, îmi puteți spune? Noi credem că s-a dus în Laponia, fiindcă acolo e mereu zăpadă și gheață. Întreabă-l mai bine pe renul acela legat. Da, acolo pretutindeni nu vezi decât zăpadă, dar priveliștea e încântătoare, zise și renul. Poți să zburi cât vrei pe întinsul alb și sclipitor. Acolo își are palatul de vară creasa zăpezii, dar ea se află cu traiul lângă polul nord, pe insula Spitsbergen. Ah, dragul meu, chei, oftă Gherda. Stai cu minte, se zbor și fata tâlhăroaicei, dacă nu vrei să îmi fii cuțitul în tine. A doua zi dimineață, Gherda i-a povestit ce auzise de la porumbeii sălbatici. Fata tâlhăroaicei a ascultat-o cu atenție, a dat din cap și a spus: bine, bine, știi unde se află Laponia asta? Îl întrebă ea pe ren. Cine altcineva să știe dacă nu eu? I-a răspuns renul și ochii i-au strălucit. Acolo m-am născut și am crescut, acolo am zburdat pe câmpiile de zăpadă. Atunci, ascultă, îi spuse Gherdei fata tâlhăroaicei. Toți tâlharii au plecat, numai mama mea a rămas acasă. Ceva mai târziu o să iau o dușcă zdravănă din sticla cea mare și o să adoarmă. Atunci am să văd ce pot face pentru tine. Apoi, după ce bătrâna trase câteva înghițituri bune din sticlă și începu să sfore, fata tâlhăroaicei se apropie de ren și îi spuse: îmi place mult să te dezmierd, căci ești tare caragios când te gâdil cu cuțitașul și tu dai din copite. Dar fie, am să te dezleg și am să-ți dau drumul ca să poți fugi înapoi în Laponia. Dar trebuie să o duci pe fetița asta la palatul creisii zăpezii, unde se află fratele ei de suflet. Nu am nicio îndoială că ai auzit ce mi-am povestit, fiindcă a vorbit destul de tare, iar ție îți place să tragi cu urechea. Renul țopăi de bucurie, fata tâlhăroaicei o ajută pe Gherda să urce, o legă strâns de spinarea renului și chiar băgă sub ea o pernuță moale ca să-i fie mai comod. Ține, zise ea, ia-ți înapoi ghetuțele împlănite că afară e tare frig, numai manșonul îmi rămâne mie că-mi place. Însă n-am să te las să îngheți, am să-ți dau eu mânușile mamei mele. Sunt atât de mari că îți vor ajunge până la coate. Bagă-ți mâinile, acum chiar că ai mâini uricioase care le iei. Gherda a început să plângă cu lacrimi de bucurie. Nu îmi place deloc să te tot văd smiorcăindu-te, spuse fata tâlhăroaicei. Acum ar trebui să te bucuri, uite, îți mai dau și două pâini și o bucată de șuncă să-ți țină de foame. Toate acestea au fost legate de spinarea renului. Fata tâlhăroaicei a deschis ușa, a chemat câinii în casă, a tăiat cu cuțitul său ascuțit legătoarea renului și i-a spus: fugi, dar să ai grijă de fată. Gherda a întins mâinile înmănușate spre fata tâlhăroaicei în semn de rămas bun, iar renul a luat-o la goană printre tufișurile și movilițele din pădure, prin mlaștini și câmpii. Lupii urlau, corbii croncăneau, în timp ce pe cer se întindea o perdea luminoasă. Asta e aurora boreală, o știu din copilărie, spuse renul. Ia te uită cum strălucește și goni mai departe. Așa au mers ei zi și noapte și când au terminat de mâncat pâinea și șunca, au ajuns în Laponia. Așa se poveste despre o laponă și o finlandeză. S-au oprit în fața unei cocioabe sărăcăcioase.
Acoperișul îi stătea să cadă, iar ușa era atât de joasă încât doar pe brânci puteai să intri sau să ieși. Înăuntru se afla o bătrână laponă care prăjea pește pe plită. Renul îi istorisi povestea Gherdei, dar mai întâi îi spuse tot ce pățise el, fiindcă asta îi se părea mult mai important, iar Gherda nu scotea niciun cuvânt, atât de tare înghețase. Ah, pieții de voi, le spuse Lapona. Mai aveți drum lung de străbătut, trebuie să mergeți amar de cale ca să ajungeți în Finlanda, unde creasa zăpezii stă într-un palat și aprinde în fiecare seară focuri de artificii. O să vă scriu un răvaș scurt pe un pește uscat, căci nu am hârtie, iar voi, când veți ajunge în Finlanda, să îl duceți femeii de acolo. Ea are să vă îndrume mai bine decât mine. După ce Gherda s-a încălzit, a mâncat și a băut, Lapona a scris ceva pe un pește uscat și a rugat-o să-l păstreze cu grijă. A legat-o iar de spinarea renului și le-a urat drum bun. Toată noaptea au scânteiat pe cer luminițele albăstrui ale aurorei boreale și așa, după ce au mers ei cât au mers, au ajuns în Finlanda și au bătut în hornul femeii cu pricina, căci ea nici ușă nu avea. Înăuntru era așa de cald încât finlandeza, o femeie scundă și grasă, umbla aproape dezbrăcată. I-a scos repede Gherdei haina, mănușile și ghetuțele, altfel i-ar fi fost prea cald, i-a pus renului o bucată de gheață pe cap, apoi a citit ce era scris pe peștele cel uscat. Citi și reciti răvașul de 3 ori până ce îl învăță pe de rost, după care puse peștele în ceaunul cu supă, că era bun de mâncat, iar femeia nu irosea niciodată nimic. Atunci renul îi povesti mai întâi toate pățăniile sale, apoi pe cele ale Gherdei. Finlandeza clipea din ochii săi scoditori, dar nu scoase nicio vorbă. Ești o femeie tare înțeleaptă, zise renul. Știu că poți să faci o licoare care să-i dea fetiței puterea a 12 viteji, ca să poată să o înfrunte pe creasa zăpezii. Puterea a 12 viteji, repetă finlandeza. Da, ar putea să fie de ajuns. S-a dus și a luat de pe poliță un sul mare de piele și l-a desfăcut. Pe el erau însăilate niște litere ciudate. Finlandeza citi și reciti cele scrise până când sudoarea a început să-i curgă șuroaie pe frunte. Renul o rugă din nou să-i dea putere Gherdei, iar Gherda o privi cu ochii atât de rugători și plini de lacrimi, încât finlandeza începu să clipească, luă renul deoparte și schimbându-i gheața de pe cap, îi șopti. Kay se află într-adevăr la creasa zăpezii. Este foarte mulțumit și crede că acolo este cel mai minunat loc din lume. Și asta din cauza cioburilor de oglindă care i-au intrat în ochi și în inimă. Dacă nu vor fi scoase, Kay va rămâne sub puterea creiesei. Dar nu poți să-i dai Gherde ceva care să o facă mai puternică decât oricine? Nu poți să-i dau puteri mai mari decât are acum. Vezi și tu cât de puternică este. I se supun și oamenii și animalele. A mers desculță în lume și s-a descurcat de minune. Puterea nu poate obține de la noi. Aceasta stă ascunsă în inima ei, fiindcă este o copilă drăgălașă și neprihănită. Dacă nu va putea să ajungă singură la creasa zăpezii și să scoată cioburile din inima și ochiul lui Kay, noi nu avem cum să o ajutăm. Grădina creiesei începe la 2 poște de aici. Poți să o duci acolo, să o lași lângă tufișul cu poame roșii și să te întorci fără zăbavă. Apoi, femeia o urcă pe Gherda în spinarea renului și acesta o luă iar la goană. Ah, mi-am uitat cizmele și mânușile, strigă Gherda încolțită de gerul de afară. Dar renul nu se mai opri. Goni mereu până ajunse la tufișul cu poame roșii. O lăsa acolo pe fetiță și o sărută, în timp ce pe obraji îi șiruiau lacrimi mari. Apoi, pornind apoi, iute ca săgeata. Biata fetiță a rămas singură, fără cizme și mănuși, pe un ger năprasnic. Atunci a luat-o la fugă înainte cât o țineau picioarele. Fulgii de zăpadă îi biciuiau fața, dar nu cădeau din văzduh, căci cerul era limpede precum cristalul, luminat de aurora boreală. Nu, fulgii aceștia se rostogoleau pe pământ drept spre Gherda și, cu cât se apropiau, se făceau tot mai mari. Gherda își aminti de fulgii mari și frumoși pe care îi văzuse prin lupa lui Kay, însă cei de aici erau mult mai mari și mai înspăimântători. Erau străjerii vii ai creesii zăpezii și luau cele mai ciudate forme. Unii semănau cu niște porci spinoși mari și urâți, alții arătau ca niște balauri cu 100 de capete sau ca niște urși grași cu blana lucioasă, întă toți erau, de fapt, niște fulgi de zăpadă vii de un alb imaculat. Micuța Gherda spuse iute o rugăciune. Frigul era atât de pătrunzător încât fata își putea vedea respirația,
Erau aburi care se preschimbau în îngerași strălucitori. Toți aveau coifuri, sulițe și pavăze. Îngerașii îi mângâiau mâinile și picioarele. Acum, fetița simți că nu-i mai era așa fric și continuă curajoasă drumul spre palatul Crazy Zăpezii. Dar, până una alta, să vedem ce făcea Kay în vremea asta. El nu se gândea deloc la Gerda și nici prin minte nu-i trecea că ea se afla atât de aproape. A șaptea poveste despre cele întâmplate în palatul Crazy Zăpezii și după aceea. Pereții palatului erau înălțați din nămeți de zăpadă, iar ferestrele și ușile fuseseră săpate în ei de vânturile vijelioase. Palatul avea sute de încăperi formate din troienele de zăpadă, înșirându-se una după alta, iar cea mai mare se întindea până departe. Toate încăperile străluceau luminate de aurora boreală, pustii, dar scânteind în splendoarea lor rece. Nu era nicio urmă de veselie, nu se dădeau niciodată baluri în care furtunile să-și dezlănțuie muzica și urșii albi să-și arate grația, mergând pe labele din spate și făcând plecăciuni adânci, iar cu metrele vulpe argintii nu se adunau niciodată la palavre la o cafea. Totul era înghețat, pustiu și grandios. Aurora boreală se deslușea atât de bine încât îi puteai număra perdelele de lumină. În mijlocul celei mai mari încăperi se găsea un lac înghețat. Poșghița de gheață era crăpată în mii de bucățele, atât de asemănătoare încât privite la un loc alcătuiau o adevărată operă de artă. În mijlocul lacului ședea pe tron Crăiasa Zăpezii. Ea numea acest lac Oglinda Înțelepciunii. După părerea ei, era cea mai bună oglindă din lume. Kay era vână de frig, aproape că se negrise, dar el nu simțea asta deoarece Crăiasa Zăpezii îl sărutase și nu mai știa ce-i frigul, iar inima lui era un sloi de gheață. Băiatul se juca cu niște bucăți de gheață ascuțite și netede, încercând să alcătuiască tot felul de figuri, așa cum se joacă la noi copiii cu cuburile. Kay construia și el din sloiuri de gheață, asta numindu-se jocul de gheață al înțelepciunii. Pentru el, îmbinarea figurilor era o îndeletnicire de cea mai mare importanță și asta din pricina ciobului de oglindă pe care îl avea în ochi. Kay formase cuvinte întregi din bucățelele de gheață, dar nu reușea nici de cum să le îmbine cum trebuie pentru a alcătui cuvântul veșnicie. Crăiasa Zăpezii îi spuse, dacă reușești să formezi acest cuvânt, ai să devii stăpân pe tine însuți și eu am să-ți dăruiesc lumea întreagă și pe deasupra o pereche de patine noi. Dar Kay nu putea alcătui cuvântul. Crăiasa Zăpezii plecă în țările calde, iar Kay rămase singur în imensa sală pustie. Se uita la bucățile de gheață furat de gânduri și, cum stătea neclintit și țeapăn, ai fi crezut că-i și el un sloi de gheață. În vremea asta, pe poarta uriașă prin care întotdeauna băteau vânturi năprasnice, intră Gherda. Ea spuse rugăciunea de seară și vânturile se potoliră, ducându-se la culcare. Fetița pătrunse în sala uriașă de gheață și îl văzu pe Kay. Îl recunoscu îndată. Se repezi să-l îmbrățișeze, îl strânse tare la piept și zise: Kay, dragul meu Kay, te-am găsit, în sfârșit! Dar el rămase nemișcat și rece. Atunci Gherda a început să plângă și lacrimile ei fierbinți căzură pe pieptul lui Kay și pătrunseră adânc în inimă, topind sloiul de gheață. Kay se uită la Gherda și deodată ochii se umplură de lacrimi și el plânse atât de tare încât ciobul ieși odată cu lacrimile. O recunoscu pe prietena lui și se bucură. Gherda, draga mea Gherda, unde ai fost atâta vreme? Și eu, unde m-am aflat? Kay privi în jur și spuse, ce frig este aici și ce pustiu! O strânse cu putere pe Gherda, iar fata a început să râdă și să plângă de bucurie. Fericirea lor era așa de mare încât bucățile de gheață au pornit să salte, iar când au obosit, s-au așezat și au format cuvântul pe care Kay nu-l putuse nici de cum să-l alcătuiască până atunci. Băiatul devenea propriul lui stăpân, ba mai trebuia să primească în dar de la Crăiasa Zăpezii lumea întreagă și o pereche de patine noi. Gherda îl sărută pe obraj și aceștia se îmbujorară. Fata îi sărută apoi ochii, care începură să lucească la fel de tare ca și a ei. Îi sărută mâinile și picioarele și trupul se întreveni de îndată. Acum, Kay nu se mai temea deloc că va veni Crăiasa Zăpezii, căci avea actul de eliberare scris cu litere strălucitoare de gheață. Copiii s-au luat de mână și au ieșit din palatul înghețat. Au început să vorbească despre bunica, despre trandafirii din grădinița lor,
Pe unde mergeau ei, vânturile se potoleau și apărea soarele. Când ajunseră la tufișul cu poame roșii, renul era acolo și îi aștepta. Kay și Gerda s-au dus mai întâi la finlandeză, s-au încălzit în găsuța ei și au aflat drumul spre casă. Apoi au trecut pe la Laponă, care le pregătise hăinuțe noi așteptându-i cu Sania gata de plecare. La granița Laponiei, unde începuse să încolțească iarba, Kay și Gerda și-au luat rămas bun de la ren și de la Laponă. Și iată, înaintea lor a apărut pădurea. Pe ramurile pline de muguri stăteau păsări și ciripeau. Din pădure, le ieșind întâmpinare, călare pe un cal frumos, o fată cu o pălărie roșie pe cap și cu pistoale la brâu. Gerda recunoscu îndată și calul, căci fusese cândva înhămat la calașca ei de aur, și fata era fiica tâlhăroaicei. Aceasta o recunoscuse și ea, și amândouă s-au bucurat grozav. Ia te uită la el, hoinarul, i-a spus fata lui Kay. Stau și mă întreb dacă merit să te caute cineva tocmai la capătul pământului. Gerda o întrebă dacă știe ceva despre prinț și prințesă. Sunt duși printre alte țări, spuse fata tâlhăroaicei. Dar corbul? Corbul a murit. Cioara a rămas văduvă și poartă un fir negru legat de picior. Își plânge soarta. Dar asta, cred eu, e o prostie. Mai bine, povestește-mi tu ce ai mai făcut și unde l-ai găsit pe Kay. Gerda și Kay i-au povestit despre pățăniile lor. Văd că totul s-a terminat cu bine, zise fata tâlhăroaicei. Apoi i-a prins de mână și le-a făgăduit că dacă va trece vreodată prin orașul lor, va veni la ei în vizită. Se despărțiră, iar Kay și Gerda își continuară calea. Pretutindeni înfloreau florile de primăvară, iarba înverzea. Deodată s-a auzit un dangăt de clopot și ei au recunoscut turnurile din orașul lor natal. Au urcat pe scara cunoscută și au intrat în cameră. Aici totul rămăsese neschimbat. Ceasul ticăia la fel, acele lui arătau aceeași oră ca odinioară, dar trecând prin ușa îngustă, Gerda și Kay au observat că nu mai erau copiii de altădată. Se maturizaseră, trandafirii înfloriți priveau de pe acoperiș prin fereastra deschisă. Iată și cele două scăunele. Kay și Gerda s-au așezat ținându-se de mână. Măreția rece și pustie din palatul Creesei Zăpezii dispăruse ca un vis urât. Ședeau alături doi oameni în toată firea și totuși copii în sufletul lor, iar afară era vară, o vară caldă, o vară minunată.